Domnul primar, ați primit acei bani pentru dana rezervă de stat. Când intră și care sunt primele lucrări care se vor face de la cei bani? Păi banii vor intra, ieri am primit, s-a publicat în monitor oficial hotărârea guvernului. Am început să lucrăm chiar din prima zi, conform propunerii făcute de specialiști. S-a lucrat și până în prezent, vom continua. Sper că în cel mai scurt timp, adică maxim până săptămâna viitoare, la mijloc, acea conductă de prea plin să poată fi repoziționată cu 3-5 metri adâncime, cum au recomandat specialiștii, pentru a evita oricare pericol, că ne apropiem de perioada rece, și vom continua conform procedurilor legale pentru contractarea de firme și amenajarea căilor de acces și lucrările care sunt de primă urgență la baraj. În paralel, se vor face acele studii, se vor prezenta experții care vor propune o soluție tehnico-economică pentru reabilitarea și punerea în valoare acestui baraj. Cum prezent mai este apă în lac? Da, este apă la 5 metri 20, așa, n-am ajuns la cota de 5 metri, cum spuneau, este sub acea cotă, deși specialiștii ne-au spus că încă 2 metri peste cei 5 metri poate să crească debitul de apă, dar nefiind ploi ultima vreme și timpul ne-a ajutat, nu a crescut debitul, creșterea este monitorizat zilnic, creșterea în 24 de ore este de câțiva centimetri, până în 5 centimetri, 3 centimetri, depinde de cum se pare faptul că guvernul a alocat fonduri pentru reparația barajului Tău Mare? No, pentru noi localnici din Roșia Montană și pentru toți cetățenii de aici din Munții Apuseni, barajul sau lacul Tău Mare, cum îl știm noi, Tăul în formă de inimă, e un obiectiv turistic foarte important. De toți cei care vin în zonă, nu doar în Roșia Montană, în Abrud, în Ciuruleasa, la pensiuni sau care vin să ne viziteze zona, majoritatea merg să viziteze și lacul, cum se știe, lacul în formă de inimă. No, faptul că guvernul ne-a ajutat cu acești bani deocamdată mi se pare un lucru foarte bun. Sperăm să, în cel mai scurt timp posibil, să se și materializeze, adică să vedem, Se fac lucrurile, și să revină pe cât se poate, deci barajul să fie sigur pentru cetățenii din zonă și pentru, dar în același timp să revină la forma cum a fost. Să nu la forma inițială cum a fost. Nu. Acolo pe lângă faptul Tău intră în proprietatea comunei Roșia Montană și acolo am avut și fond piscicol, deci s-a și pescuit într-un timp, după aia nu s-a mai. Nu. Sperăm să refacem cum a fost, cel puțin cum a fost, ba chiar mai mult să-l și modernizăm și cel mai important să-l punem în siguranță, ca zona să fie în siguranță. Ne bucurăm că s-au alocat banii, din câte am înțeles că sunt și pentru faza de proiectare. Sperăm acum ce ne dorim. Tău Mare este un simbol a satului, este un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO, face parte din situl inclus în patrimoniul mondial UNESCO și noi ne dorim foarte mult, deci sperăm că nu se termină aici investițiile și sperăm și ne dorim foarte mult și comunitatea, membrii comunității își doresc foarte mult ca acest lac să fie din nou reparat, deci nu doar pus în siguranță, ne dorim repararea lui și refacerea lui la forma inițială, așa cum era odată. Este o atracție turistică pentru cei care vin în zonă, nu? Da, categoric, având în vedere forma lui de inimă, toată lumea care sosesc și turiștii care sosesc la noi, de asemenea face parte din un traseu marcat cu punct albastru din circuitul Monumentelor Naturii de aici, din Roșia Montană și trebuie să fie pus înapoi așa cum era. În prezent mai este pericol? Pericol poate să fie, dar nu mai este pericol iminent, conform specialiștilor. Nu putem să ne antepronunțăm că pericolul s-a adus, dar ținând cont că debitul din apă a scăzut semnificativ 5 metri și mai mult de atât în partea de jos, în baza lacului, este în formă de pâlnie, cantitatea de apă este mai mică, pericolul s-a diminuat major.